La sfârșitul săptămânii expiră starea de alertă, guvernul urmând să ia o decizie. Ce soluție are guvernul, având în vedere că nu avem încă o lege a carantinării individuale, se vorbește voala despre o stare de urgență punctuală, iar Congresul PSD și depunerea moțiunii de cenzură depinde hotărârea cabinetului Orban. Da, n-am înțeles de unde a ieșit ideea cu stare de urgență. La stare de urgență nu se va reveni nici măcar punctual, deoarece ce presupune implicarea președintelui și sună, așa să zicem, groasă din punct de vedere propagandistic. De fapt, suntem tot într-o stare de urgență. Care e deosebirea? Tot n-am înțeles. Adică, controle se fac, stați un pic. Ce aduce? Deci la ora actuală vine un milițian în metrou, n-ai mască și te arestează. Cum s-a întâmplat acum? Te reține, da? Bun, și ce aduce în plus starea de urgență? Pentru că faptul că deci starea de alertă de acum este stare de urgență mascată, pentru că ea limitează în continuare drepturile omului. Nu poate să mă oblige pe mine cineva să port mască. Decât limitându-mi dreptul de a merge cu metrou fără mască, da? Deci starea de alertă are toate instrumentele stării de urgență pentru a controla. La toate aceste terase și ele au fost stoluri de controle. Puteți să-mi spuneți și mie de ce e nevoie de stare de urgență odată ce ele au loc? Adică nu. Deci în punctul acesta de vedere, ca să-l salveze pe Ciolacu, guvernul va continua șmecheria de data trecută, adică va prelungi fără a mai informa Parlamentul, PSD va piui pe acolo, se va scânci și va spune, aoleu, iar a încălcat cu tare, nu știu, va veni un purtător de cuvânt, fără voce, da? Și se va aplica starea de alertă. La fel de bine, în cadrul stării de alertă, că hotărârea privind starea de alertă vizează toată țara sau anumite zone. Poate să dea o nouă hotărâre de stare de alertă în care să prevadă că și posibilitatea de a fi numai pe anumite zone. Deci să nu spună stare de alertă pe toată țara, spun așa. Guvernul poate că va fi o hotărâre care îndrituie guvernul să ia niște măsuri. Poate să ia măsuri privind starea de alertă, atât la nivel național, cât și la nivel local. Deci, din punctul acesta de vedere, se pune în capăt, nu mai există ce e aia stare de urgență. Noi suntem într-o stare de urgență. Adică, starea aceasta de alertă, prin ce diferă? Ea poate să ne oblige să intrăm și în case. De normal, da. Pentru că așa cum se fac controle, deci avem o unitate economică particulară și dau năvală 10 milițieni, polițiști. Credeți-mi și mie, aia nu încălcarea de proprietății private, da? De ce fac ei controle? Pentru că starea de alertă le dă posibilitatea să ia la întrebări pe aia de ce n-au măști. A purta mască în magazin este o limitare a unui drept al omului, dreptul de a umbla fără mască. Dacă nu există, nu poate să vină mâine guvernul să spune, de mâine trebuie să purtați căciulă, decât pe baza unei legi. Deci, să terminăm cu aceste povești, se va continua starea de alertă și va fi până la alegerile locale, va avea loc și pentru că, având stare de alertă, încă o dată atrag atenția asupra acestui lucru. Este parcă în înțelegere cu Ciolacu. Pentru că în momentul în care tu vii și spui voi face moțiune de cenzură de-abia când nu va mai fi stare de alertă, sunt două posibilități. În primul rând, și aceste posibilități trebuie să ridice semne de întrebare privind chiar gestul. Adică spui așa, domnule, eu mă duc și, nu știu, culeg mere, numai dacă, vor fi mere. Normal, adică acest dacă este anunțat dinainte, că pot să fac moțiune de cenzură și stare de alertă. În momentul în care tu anunți guvernul, eu fac moțiune de cenzură, te voi trânti pentru că am majoritate, numai dacă nu e stare de alertă, guvernul face stare de alertă. Nu mai trece prin Parlament, da? Dar în același timp suspectez, ca și în cazul anterior, are o înțelegere. Adică, Claus Iohannis, că el e și Ciolacu cu Iohannis. Și uite ce se întâmplă. Sau chiar și cu Ludovic Orban, că au telefon. Sună pe domnul Marcel Ciolacu că sunt între ei. Uite,
Ești băiat de treabă, băiat simpatic. Ce v-a apucat cu moțiunea de cenzură? Chiar vrei dat jos? Și el spune, nu, vă dăm jos în momentul în care termin starea de alertă. Când e domnul Ciolacu de electoratul lui, de ce nu faceți stare, de ce nu depune moțiune de cenzură? Spune că în momentul în care va fi stare de alertă.